Doamne, ți-aducem închinare. Dumnezeu puternic și sfânt, ți-aducem slavă și onoare, căci Tu ai spus, eu sunt acel ce sunt. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. În fața Ta se pleacă toate, pământul și cerul sublim. Veniți și noi cu inimile noastre să Te lăudăm, să Te slăvim. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău. Slăvit să fie Domnul! Ne-am adunat și după masa aceasta în numele Domnului, știind că El este prezent aici după cuvântul Său, unde spune că acolo sunt, unde s-au adunat doi sau trei în numele Lui, El este prezent. Am cântat cântarea aceasta că numele Lui este adevărat, este mai presus de orice nume, pentru că așa cum spune cuvântul, în numele Lui avem viața, prin El avem mântuirea și prin El vom fi și cu El vom fi în împărăție, slăvit să fie Domnul. Îl binecuvântăm când după masa aceasta ne-a ajutat să fim la închinare, de aceea vrem ca să dăm citire cuvântului care în după masa aceasta este cuvânt de învățătură, vă invit să vă ridicați și dumneavoastră, să ascultăm cuvântul Domnului care stă scris în 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 15 și încheiind cu versetul 26. 2 Timotei, capitolul 2, începe în citirea cu versetul 15, în care cuvântul spune așa: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Ineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită.
având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși și să-i facă voia. Amin. Am vrea să intrăm într-o rugăciune în care, în primul rând, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem la închinare în după masa aceasta, apoi să rugăm să binecuvinteze cuvântul care în după masa aceasta va fi o hrană pentru sufletul nostru, să binecuvinteze cântarea și totul ce se va face să se facă spre slava lui Dumnezeu și Domnul să lucreze. Amin. Intrăm în rugăciune. Yeah.
aștept să văd prezența ta divină și încă nu înțeleg, o Domnul meu, că tu dorești să locuiești în mine. Un templu sfânt să fie inima, care zi de zi să locuiești, o viață sfântă să am ca ta, e ceea ce-mi doresc, o Domnul meu. Un templu sfânt să-mi fie inima, care zi de zi să locuiești, o viață sfântă să am ca ta, e ceea ce-mi doresc, o Domnul meu. În cununarea creațiunii tale sunt și-n mine ai pus un dor de veșnicie, și templul meu de aici, de pe pământ, doresc să ajungă sus în cer la tine. Un templu sfânt să-mi fie inima, care zi de zi să locuiești, o viață sfântă să am ca ta, e ceea ce-mi doresc, o Domnul meu. Un templu sfânt să fie inima, care zi de zi să locuiești, o viață sfântă să am ca ta, e ceea ce-mi doresc, o Domnul meu. Amin. Thank you.
binecuvântat și lăudat să fie Domnul Dumnezeul nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin. De asemenea, doresc ca să rostesc o binecuvântare, ca Domnul să binecuvinteze pe toți care suntem prezenți aici. Amin. Și în mod deosebit, Domnul să binecuvinteze acești copilași care cântă, cei care au cântat, să facă Dumnezeu din ei, când vor ajunge să priceapă și să înțeleagă lucrurile la un nivel mai matur, să-L aleagă pe Domnul Hristos și să rămână în brațul Lui pentru veșnicie. Amin. Suntem înaintea cuvântului Lui Dumnezeu și așa cum se amintea și de dimineață, tema care a fost propusă pentru ziua de astăzi și o găsesc de bună și foarte de mare nevoie să se vorbească despre aceste lucruri în Biserica lui Hristos, este despre a fi duhovnicesc. Am să recitesc primul verset care a fost citit. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Nu m-am înțeles cu fratele Aurel, nu știu ce va predica, dar aș vrea ca Domnul să ne ajute ceea ce vorbim. Chiar dacă se vor repeta anumite pasaje din Scriptură sau anumite explicații, sunt în folosul nostru ca să înțelegem mai bine. De aceea mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, Pavel, îi spunea lui Timotei, Timotei în epistolă, tu trebuie să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă vii la biserică, chiar dacă mergi la repetiții, chiar dacă ești implicat într-o lucrare de ajutorare, de binefacere, totuși astea le faci înaintea oamenilor, pentru oameni, scopul final este ca tu să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea care se ridică, cum ne vom înfățișa noi înaintea lui Dumnezeu? Am găsit în Scriptură cel puțin trei modalități. Unul, aici Pavel îi spune lui Timotei, nu spune căutați să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu, ci spune caută să te înfățișezi în mod personal, singular, tu și Dumnezeu. A doua modalitate de a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu o găsim în Psalmul 84. Citim de la versetul 5. Ferice de cei ce își pun tăria în tine și a căror inimă, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Aici văd biserica prezentă ca fiind comunitate și la un comun se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Și apoi am mai găsit și probabil mai sunt și alte moduri de a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Va fi o înfățișare finală. Spune Pavel celor din Corint în a doua epistolă, capitolul 5, versetul 10.
căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Privind de la acest gând, am vrea să înțelegem de fapt că înaintea lui Dumnezeu ceea ce contează este din interior spre afară. Aceasta este ordinea lui Dumnezeu. Se citea de dimineață cuvântul acesta din Corinteni, din capitolul 2, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, și o să recitesc câteva versete ca să putem înțelege mai bine. De la versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și acum Pavel face o anumită separare, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Eu vă întreb, omul firesc, din expresia aceasta textuală, se referă la omul de afară sau la omul dinăuntru? Continui citirea. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Aș vrea să deschidem tot la o epistolă scrisă de Pavel, a doua, către Corint, capitolul 4 cu versetul 16, ca să înțelegem că de fapt omul dinăuntru poate fi de două feluri. De aceea noi nu cădem de oboseală și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Și acum revenim la cuvântul din prima epistolă. Spune că omul firesc nu primește lucrurile Duhului, pe când cel duhovnicești poate să le primească și să le înțeleagă și să le judece. Și eu înțeleg din ceea ce spune Pavel aici, că omul dinăuntru poate fi om firesc sau om duhovnicesc. N-aș vrea să ne ocupăm de omul firesc, pentru că el și așa nu înțelege lucrurile Duhului. Să ne îngrijim puțin de cel duhovnicesc. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Acum, întrebarea se pune, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, cum putem să ne înfățișăm? Prima dată, cu omul dinăuntru sau cu omul din afară? Deschidem Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Acolo Domnul Iisus face o lămurire și îi explică acelei femei, de fapt, cum trebuie să ne închinăm. Versetul 23 și 24. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în duh
și în adevăr. Adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu este în omul dinăuntru. Și dacă omul dinăuntru este duhovnicesc, atunci închinarea lui, sau el poate fi numit un închinător adevărat. Dacă închinarea lui sau omul dinăuntru este un om firesc, el nu poate fi numit un închinător adevărat și primit de Tatăl. Și acum venim aici înaintea textului și vine Pavel și spune așa: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Și am citit mai înainte că până la urmă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Fie că vom fi sau vom trăi sau trăim în mod, în omul dinăuntru firesc sau duhovnicesc, care va primi plata bună? Omul firesc sau omul duhovnicesc? Omul duhovnicesc. Și atunci noi ce ne dorim? Ca să rămânem în veșnicie cu Domnul, plată, asta e plata, și răsplată. Ca să putem primi lucrurile acestea, trebuie să fim oameni plăcuți Domnului, oameni duhovnicești. Amin, Domnul să ne ajute. Și acum, tot din cuvântul acesta, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva sfaturi care le spunea Pavel lui Timotei cu privire la a fi, la a rămâne, a te menține un om duhovnicesc. Și anume, versetul 21, începem cu primul gând. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Chiar dacă până aici, până astăzi, cineva poate să spună, dar eu, în lumina Scripturii, nu am fost un om duhovnicesc, pentru că nu pot înțelege lucrurile Duhului și mersul meu pe cale este unul firesc, după poftele firii, pentru că aș mai putea aici să insist, dacă citim Romani capitolul 8, vorbește acolo Pavel de îndemnurile firii care duc la moarte și îndemnurile Duhului care duc la viață, și noi este această alegere, posibilitate de a alege să trăim după ceea ce ne îndeamnă firea noastră pământească și firea, dacă îi dai voie, apoi te îndeamnă și nu puține îndemnuri. Spune aici în Timotei, în întâia epistolă, vă dau un exemplu despre ceea ce vrea firea, un exemplu vă dau. Ultimul capitol, capitolul 6, versetul 9, întâia epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6, versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, primul pas, căderea în ispită, cad în ispită, al doilea, în laț, te leagă, ai căzut, te-o legat, al treilea, și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Asta vrea firea, să te îmbogățești și te pune să alergi. Și atunci acasă în ispită, ești legat, devii un om legat, pentru că dacă ai căzut repetat, ești legat. Și pune pofta stăpânire pe tine. Și mai scoate-l pe om din groapa aceasta a goanei după îmbogățire. Asta spune aici, cufundă pe om în ce? În prăpăd și pierzare. Dar e cuvântul lui Dumnezeu. Una dintre îndemnurile firii, că de acolo pornește, firea te îndeamnă. Dacă ascultăm de fire, ajungem să fim morți. Dacă ascultăm de îndemnurile Duhului, cu adevărat, cu cât vom asculta mai mult,
vom înțelege tot mai mult voia lui Dumnezeu, tot mai mult planul lui Dumnezeu. Ei bine, primul pas, Duhul Sfânt niciodată nu va veni și va spune, e bun, așa cum ești, te primim, așa cum ești, vin înaintea Domnului și merge așa înainte, nu? Fiul risipitor, când s-a întors acasă, a fost renoit cumva, a primit o haină nouă, a primit încălțăminte nouă, a primit un inel, i s-a oferit o sărbătoare în familie, nu a fost lăsat cu zdrențele lui. Domnul vrea ca acel care dorește să fie duhovnicesc, să se curețe. Spune aici în versetul 21, dacă cineva se curăță. Și vine Isaia, am putea mai multe referințe biblice să dăm în sensul acesta al curățirii, putem începe că Dumnezeu a făcut și a dat o lege lui Moise să facă o separare între dobitoace, ce să mănânce, ce să nu mănânce. Dumnezeu a început de atunci, deși unii vor spune, dar mergem la legea lui Moise, vorbim despre lucrarea de curat și necurat. În Isaia, capitolul 1, spune așa, atunci, dar era o lucrare descoperită de proroc poporului. Spălați-vă, versetul 16, spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul. Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Și găsim în epistolă Ioan, în capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în el, se curăță după cum el este curat. Lăudat să fie Domnul! Ce devine cineva care se curăță? Că până a fi un om duhovnicesc complet, îi luptă multă. Adică un om care întotdeauna este la îndemâna Duhului Sfânt. Pentru că în Roman capitolul 8, totuși voi citi versetul acesta, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește, și asta e foarte important, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Dacă locuiește Duhul noi, atunci vom fi cu adevărat oameni duhovnicești, plăcuți Domnului sau Duhului care locuiește în noi. Dar el ca să facă lucrarea, să-și desăvârșească, așa cum se spunea de dimineață, să fim oameni desăvârșiți. Păi la desăvârșire trebuie să fie cineva care tot timpul să te ducă spre desăvârșire. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul ni l-a dat, dar așa ni l-a dat ca să avem cu posibilitatea ca el să locuiască.
nu să vină când și când peste noi sau în noi, să locuiască noi. Și atunci, dacă cineva se curăță, spune apostolul aici, va fi un vas. Noi toți spunem vasele de lucru. Păi cine se curăță, va fi un vas. Va intra în categoria vaselor. Va fi un vas de cinste. Nu va mai fi un vas cum a fost până atunci de ocară. Pentru că privind omul care face lucrurile firii înaintea lui Dumnezeu, e un om care merită să primească ocară, nu cinste. Și atunci, în momentul în care cineva se curăță, el va fi un vas de cinste. La un loc de cinste, cinstit de Dumnezeu. Și mai departe, că nu se te pune Domnul în vitrină dacă te-ai curățit. Nu! Sfințit! O, Doamne, dă putere de sfințire! Folositor! Aici ai, ca să ne poată Domnul și aici folosi, în zidirea bisericii lui Dumnezeu, să ne curățăm, să devenim, să fim vase de cinste, sfințite, și apoi să lucrăm cu folos. Doamne ajută! Și destoinic. Păi zice că e de folos, dacă e angajat, da, e folositor. Dar Domnul nu vrea numai asta. Nu vrea să rămâi numai la nivelul acesta, gata, te-ai curățit, ești sfințit prin sângele Domnului Iisus, Domnul te pune în cinste, îți dă, păi mai mare cinste să fii numit copil al lui Dumnezeu și nu numai să fii numit, să fii, și spuneam cum am citit, și suntem copii al lui Dumnezeu, să te folosească Dumnezeu, dar mai sus, să fii și destoinic, adică să fii bun în lucrarea lui Dumnezeu, să-ți dorești să fii destoinic în lucrarea lui Dumnezeu. Aici vrea și aici ajunge un om sau cineva care se curăță. Al doilea gând, spune versetul 16. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și versetul 16 spune așa, ferește-te! Prima dată ne curățăm și devenim, suntem, vom fi vase de cinste. În momentul acesta nu putem să ne ferim înainte dacă nu suntem curați. Nu, murdar, el se mai ferește de murdărie, dar așa e murdar. Nu, după ce ai devenit curat, ești curat, acum te ferești. Asta e ordinea. Ferește-te, și anume, eu am găsit câteva lucruri aici, dar sunt mai multe în Scriptură de care trebuie să se ferească un om duhovnicesc. Primul, ferește-te de vorbăriile goale. Nu știu cum a fost înainte în creștinism, dar în momentul de față e foarte multă vorbărie goală. Vorbă care n-are nimic în ea. Vorbărie goală. Și continuă aici. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Astea vin la pachet. Păi, dacă-i lumească, are ceva din Dumnezeu? Nu. Pentru că e amestecată multă vorbă în creștinism cu lumea, devine goală, fără sens, se anulează singură, înmulțită cu zero. Al doilea lucru de care ai nu mai insist, dar la vorbă sau la capitolul acesta, mai revenim imediat că mai spune ceva tot de limbă ține. Versetul 23. Al doilea lucru de care să ne ferim. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare.
Și multe întrebări sunt nefolositoare. Și Pavel îi spune lui Timotei, Timotee, ferește-te de întrebările nefolositoare, sunt nebune. Dar cine poate pune o întrebare de genul acesta? Mai citesc o dată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Păi un om normal nu-ți pune o întrebare nebună. Un om nebun pune o întrebare nebună. Sau nebunul, spune Scriptura, zice, nu este Dumnezeu. Se poate ajunge acolo să primești de la oameni, spunem așa cu ghilimele, nebuni, necunoscători, nedoritori de Dumnezeu, anumite întrebări. Nu spune să, gata, anatemizezi toate întrebările, să te ferești. Când poți, păi, și aici vă dau un sfat, sau îmi dau mie un sfat, dacă vreți să luați dumneavoastră, spune, nu știu. Pentru că întotdeauna întrebările acestea nu au numai un sens, au multe sensuri. Și poate să se întoarcă împotriva ta apoi. Un alt lucru, versetul 14, a doua parte, să se ferească de certurile de cuvinte, tot la limbă vine. Ferește-te sau să ne ferim. Omul duhovnicesc trebuie să se ferească de certurile de cuvinte. Dar scrie așa. Așa scrie, da. Și el vine cu o interpretare, taie un context din Scriptură și vine și îți pune la interpretare. Vine cu alt, celălalt vine cu alt context și așa ani de zile și așa s-a ajuns penticostal, baptist, cred, știind după, și așa s-a ajuns peste veacuri să avem nu numai cuvântul scris, avem și tradiții, și bisericile, cum să spune, bisericile mame, dar și bisericile protestante și neoprotestante. Avem și noi tradiții. Și-au pornit de la cuvinte și unele au devenit certuri de cuvinte. Dar unii numai un cuvânt. Și de acolo cuvântul spune, ferește-te. Un lucru mai spune Pavel în Tesaloniceni, de care ar trebui să ne ferim. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22. Și asta mai cu seamă vă rog să-l împliniți. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Domnul să ne ajute, că de multe ori sunt lucruri așa, care sunt de trebuință, nu mai citesc, tot în Corinteni scrie, lucruri care sunt de folos. Apoi sunt lucruri care sunt îngăduite. Dar astea nu neapărat că ți-s de folos, dar se îngăduie. Și aici apare limita. Dar sunt lucruri nefolositoare. Și astea sunt uneori rele. Și spun, da, frate, dar sunt găduite, că spune acolo că toate sunt găduite. Ți-s de folos? Ți-s de folos? Nu. Sunt găduite? Nu. Și atunci, ferește-te, că e rău. Domnul să ne ajute. Al treilea lucru care îl îndeamnă Pavel pe Timotei este în versetul 22. Fugi! Acum un vas, sau dacă cineva se curăță, se ferește să nu se mai murdărească, are încă o poruncă de făcut. Sunt anumite în situații în care nu poți să te păstrezi curat numai prin ferială, numai să te ferești. Aici trebuie să fugi. Fugi de pofte. Și aici am predic și mie și dumneavoastră. Domnul să ne ajute. Spune, fugi de poftele tinereții, urmărește. Domnul să ne binecuvinteze să fim oameni duhovnicești. Omul dinăuntru trebuie să fie om duhovnicesc pentru că adevărata închinare se dorește câteodată
să se mai predice pentru să-i predicăm omului de afară. Dar dacă omul nu-i schimbat înăuntru, atunci dinăuntru iasă ce în afară. Se spune despre anumite tipuri de îmbrăcăminte. Dacă nu în interior schimbare, dacă omul nu-i duhovnicesc înăuntru, el este firesc, adică nu ascultă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Păi noi am putea să predicăm aici, să ținem studii biblice, textile sau de care vreți dumneavoastră, că și la bărbați și la femei sunt felurite stări de felul acesta. Dacă nu-i schimbare interioară, dacă nu pornește decizia dinăuntru, putem ajunge la capitolul vorbelor goale, pentru că n-ajută nimic. Domnul vrea să fim oameni duhovnicești din interior spre afară, că și afară se vede dacă ești duhovnicesc sau îți dorești să fii duhovnicesc. Acum am spus numai interdicție, cum să ne curățăm, ce să facem. Aș vrea totuși că Pavel aici dă niște îndemnuri frumoase. Dacă ai făcut lucrurile acestea, te-ai curățit, te-ai ferit, ai fugit, ai stat înaintea lui Dumnezeu, ești un om duhovnicesc, nu rămâne numai aici. Versetul 22, partea a doua. Urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. A cui roade s-astea de aici? Credința, dragostea, pacea, neprihănirea. A cui? Ale Duhului Sfânt. Dacă ești un om firesc, vei putea să urmărești împreună cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată lucrurile acestea? Nu. Pentru că ține tot de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De-aia e foarte importantă și de mare prețuire lucrarea Duhului Sfânt. Și noi ne gândim, da, am fost la stăruință, ne rugăm, nu, asta e puțin, asta e poate un început. Domnul vrea continuitate. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni duhovnicești, plăcuți Domnului. Și în momentul în care noi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu personal, în închinarea noastră personală, Domnul ne va asculta. În momentul în care venim în Sion, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Păi unul dintre lucrurile care le are Duhul Sfânt de dat bisericii este putere. Spune în Faptele Apostolului, capitolul 1, cu versetul 8, căci voi veți primi o putere. Și în capitolul 5, rugăciunea Apostolului este, Doamne, dă-ne acum putere robilor Tăi. Păi cum? Prin Duhul Sfânt. Ei se înfățișează, merg din putere în putere și se înfățișează cum neputincioși în Sion. Nu, puternici, oameni duhovnicești. Și apoi, când ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, vom fi răsplătiți pentru bine, nu pentru rău. Domnul să ne ajute să fim oameni duhovnicești, plăcuți Duhului lui Dumnezeu. Amin.
s-a spus, deloc să nu vă temeți. Eu sunt cu voi în fiecare zi. Să aveți credință prin furtuni de trece. Să se oprească leva poruncii, să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea în zor. Nu priviți înapoi, ci dincolo de noi. Domnul vine, Maranata, vine după noi. Fiți pregătiți, lupta e aproape gata. Priviți în coapte holdele pe câmp. El va veni și vom primi răsplata. Ne-a promis Iisus, va reveni. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea în zor. Nu priviți înapoi, ci dincolo de noi. Domnul vine, Maranata, vine după noi. Prin Duhul Sfânt noi vom primi putere. Prin Duhul Sfânt cu toți vom reuși. Prin Duhul Sfânt primi vom mângâiere. Prin Duhul Sfânt cu toți vom birui. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea în zor. Nu priviți înapoi, ci dincolo de noi. Domnul vine, Maranata, vine după noi. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. În curând va trece noaptea, ne vom vedea în zor. Nu priviți înapoi, ci dincolo de noi. Domnul vine, Maranata, vine după noi, să nu dăm înapoi. Amin. Amin. Te-ți bați fără speranță în valurile de păcat și în barca vieții tale nu ai pe nimeni. Când te-ți bați fără speranță în valurile de păcat și în barca vieții tale nu ai pe nimeni. Lasă-L pe Iisus azi în barca ta. Lasă să-ți conducă azi viața ta. De valuri vei scăpa, furtuna va înceta, dar m-a lânțat.
lasă-l pe Iisus. Azi în barca ta, lasă să-ți conducă azi viața ta, de valuri vei scăpa. Furtuna va înceta la mal în țara sa. Și n-ai la ruga ta răspuns, tu așteaptă în tăcere răspunsul lui Iisus. Când te rogi fără încetare și n-ai la ruga ta răspuns, tu așteaptă în tăcere răspunsul lui Iisus. Lasă-l pe Iisus azi în barca ta, lasă să-ți conducă azi viața ta, de valuri vei scăpa. Furtuna va înceta la mal în țara sa, în glorie vei cânta. Lasă-l pe Iisus azi în barca ta, lasă să-ți conducă azi viața ta, de valuri vei scăpa. Furtuna va înceta la mal în țara sa, în glorie vei cânta. Nu-i poți spune, tu mai vrei ce Dumnezeu Iisus ești.
cântă și nu-l pot spune. Nu mai trece în unghiul grăi, Iisus, ești fericit. O, vino, stai de vorbă, las cu Iisus. Vino, spune-lui ce griji te apasă. El să ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. Iată-ne din nou la un sfârșit de sărbătoare, o zi de duminică petrecută în casa Domnului, dimineață, după masă, sigur fiecare obosiți în parte, așa cum suntem, mai avem încă câteva minute pe care trebuie să mai stăm în casa Domnului și după aceea ne vom despărți la ale noastre. În această seară, cuvântul lui Domnului ne-a vorbit prin epistola lui Pavel către Timotei câteva lucruri de mare importanță și cu cât sunt de importante ele, atât au o foarte mare greutate. De aceea, la niște oameni obosiți, dacă le mai pui o greutate mare în spate, i-ai terminat. Când deja s-o odihniți, de dimineață, dacă le pui ceva în spate, atunci cu toate puterile merg mai ușor. Dar după amiază, când deja s-o obosiți, mai pui o greutate mare în spate, i-ai terminat cu totul. Acum, noi, predicatorii, n-am vrea să facem lucrul acesta. Dar fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu și Pavel spunea că epistolele lui, el le-a scris primite de la Dumnezeu. Și i-a scris unui prezbiter, unui om tare, ca să le poată duce. Și a atras atenția lui Timotei ca să învețe pe oameni aceste lucruri și să le spună apăsat. Și era vorba ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, să fie destoinic, duhovnicesc, gata pentru orice lucrare bună. Numai acel duhovnicesc și acel desăvârșit poate să fie gata pentru o lucrare bună. Ceilalți poate să facă o lucrare și o putem cataloga cum vrem noi. Dar în ochii lui Pavel și al lui Dumnezeu este lucrarea unui om desăvârșit. În această seară ați auzit multe versete din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu spuneau copiii că ce este un cuvânt al lui Dumnezeu, da și amin, o sabie cu două tăișuri. Pătrunde, desparte. De aceea Dumnezeu nu poate locui, pentru că ce este lumină, nu poate locui în întuneric. Pentru că este adevăr, nu poate locui în minciună. Ce legătură, spune Biblia, este între Hristos și Belial? Cum se împaclă templul lui Dumnezeu cu idolii? Deci fiind conștienți că suntem înaintea lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fim niște oameni așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Niște oameni desăvârșiți, destoinici. Fratele Unț a început predica, acum nu știu de unde să plec, de la jumătatea lui sau să continui mai departe. El începea și spunea cum trebuie să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Cu acest cuvânt s-a început citirea din această seară. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vă spun, așa cum ne-am silit noi să ne înfățișăm
înaintea lui Dumnezeu, așa Dumnezeu ne primește pe noi și așa este primită jertfa noastră înaintea lui Dumnezeu. Se vorbea aici despre două atitudini, atitudinea noastră firească, adică trupească, și atitudinea duhovnicească. Unii merg pe ideea aceasta, nu contează exteriorul, ci contează interiorul, contează inima. Adică nu contează cum ești, contează ce ești. Dar de fapt ceea cum ești, aceea și ești. Ce ziceți la Dumnezeu, ce contează? Biblia spune, întâi vine ce este firesc și după aceea vine ce este duhovnicesc. Când este vorba despre jertfa pe care Cain și Abel a adus-o lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură, vine și spune așa, Dumnezeu a privit cu plăcere înspre Abel și înspre jertfa lui și n-a privit cu plăcere înspre Cain și jertfa lui. De ce oare la Dumnezeu are în vedere cum mă înfățișez eu înaintea lui și la mine nu are în vedere? Eu pot să vin oricum înaintea lui Dumnezeu. Eu pot să stau cum vreau înaintea lui Dumnezeu. Că vreau eu așa. Așa sunt eu. Dacă eu așa simt, lasă-mă, frate, cum sunt eu, să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu? Înseamnă ca să vii și să stai față în față cu Dumnezeu. Asta înseamnă înfățișare. Nu? Stai față în față cu Dumnezeu. Pune acolo Exodul, capitolul 25, cu versetul 22. Un cuvânt pe care însuși Dumnezeu îl spunea la marele său om Moise. Exodul, capitolul 25, versetul 22. Acolo, citiți-o dumneavoastră. Pune-l și aici să-l pot citi și eu, e prea departe pentru mine acolo. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi herovimi așezați, pe chivotul mălturie, îți voi da toate poruncele mele pentru copiii lui Israel. Important este acolo, mă voi întâlni eu cu tine, pe înălțime. Ce era chivotul? Ce era chivotul Domnului? Dumnezeu i-a dat lui Moise înfățișarea cortului, înfățișarea templului mai târziu, care era umbra lucrărilor cerești. Chivotul lui Dumnezeu era o ladă, să spunem așa, ca pianul acesta, poate un pic mai mare era, în care erau câteva lucruri rânduite de Dumnezeu să fie acolo puse, tablele legii, mana, toiagul lui Aaron și câteva lucruri. Copiii lui Israel trebuia să privească acolo și era așezat în Sfânta Sfintelor. Acolo nu intra nimeni decât marele preot o singură dată pe an, cu tămâie, cu jerfe, ca să aducă înaintea lui Dumnezeu și să ceară ispășirea poporului. Între locul preasfânt și locul sfânt era o perdea, era locul sfânt și după aceea era curtea de afară. Dumnezeu a spus lui Moise, acolo voi veni eu, acolo se prezentea Dumnezeu în Sfânta Sfintelor și vorbea cu Moise și dădea lei și porunci. Închipuiți-vă că noi în seara aceasta am intrat în biserică și pianul ăsta de aici este chivotul lui Dumnezeu. Și cum am intrat noi aici, Dumnezeu este acolo. Uitați-vă, Dumnezeu este acolo. Pentru că cuvântul Domnului a spus așa, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo El este prezent. Și noi venim și spunem, fraților, dar noi suntem doi sau trei, suntem atâția, Dumnezeu înseamnă că e aici. Unde sunt doi sau trei neprihăniți, oameni desăvârșiți, oameni după cuvântul lui Dumnezeu, care îl caută din toată inima, cum se vorbea aici, care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și sunt sinceri pentru Dumnezeu și sunt aici, pentru ei Dumnezeu este acolo și pentru noi toți Dumnezeu este tot acolo, pentru că noi în această seară suntem aici și Dumnezeu ne vorbește. Numai noi luăm aminte sau nu luăm aminte?
caută să te înfățeșeze înaintea lui Dumnezeu. Și eu am zis, cum te înfățeșeze înaintea lui Dumnezeu, așa te primește Dumnezeu. Așa primește Dumnezeu jertfa. Dumnezeu este acolo și orice cuvânt care se citește din Scriptură, să nu luați ca din partea fraților care vă citește. Și luați-l ca din partea lui Dumnezeu. Copiii au spus că toți au Bibliile. Acum și dumneavoastră toți. Predicatorii de obicei le au, că trebuie să le aibă cu ei. Cântărețe, mai puțin, ceilalți mai puțin care nu predică, dar în prealabil toți trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu. Cei care poartă Biblia, Sfânta Scriptură și care citesc din ea și o respectă ca și cuvântul lui Dumnezeu, cred că tot ce este scris în cartea aceasta a lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu la care nu putem face rabat. Egal cine suntem noi. Egal cine suntem noi. Nu putem să facem rabat. Caută să te înfățeșeze înaintea lui Dumnezeu. Vino și înfățeștează înaintea lui Dumnezeu. Și când te înfățeșeze înaintea lui Dumnezeu, când în Sfânta Sfintelor preotul care intra în Sfânta Sfintelor odată pe an, era legat cu o funie, spune istoria, că dacă preotul acela nu era după voia lui Dumnezeu, murea în templu, înaintea lui Dumnezeu. Nu putea să stea acolo. Și când vedeau cei de afară că nu mai mișcă, îl trăgea cu funia afară, tot nu aveau voie să intre acolo. Dar oare noi, când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, credeți că noi trăim? Dumnezeu unei biserici în Apocalipsa îi spune așa, îți merge numele că trăiești. Dar ce-i cu tine? Nu cumva de multe ori nouă numai ne merge numele că suntem? Cum ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, așa Dumnezeu ne primește. Se spune aici, trebuie să ne înfățișăm ca un om încercat, ca un om care nu are de ce să-i fie rușine. Eu vă întreb, față de toate versetele care s-au citit în seara aceasta, ați putut să țineți așa fruntea în sus și să spuneți ca fariseu, Doamne, îți mulțumesc? Sau a trebuit să plecăm așa capul în jos și să ne fie rușine? Dar tu caută să te înfățeșezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, că cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Cum ne înfățeșăm noi înaintea lui Dumnezeu? Un om încercat, un lucrător care n-are de ce să fie rușine și un om care se poartă drept după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este drept pentru predicator, pentru păstor, prezbiter, diacon, pentru cei din comitet și pentru ultimul membru din biserică. Cuvântul lui Dumnezeu este drept. Și așa trebuie să fim și noi. Să umblăm după cuvântul lui Dumnezeu, să umblăm în lumină și să umblăm în adevăr. Căci Dumnezeu care este acolo, Dumnezeu care este acolo, și într-o zi, cu realitatea aceasta ne vom întâlni fiecare. Ne va fi rușine de slujirea noastră, cum am slujit noi lui Dumnezeu. Cum am intrat în casa lui Dumnezeu și ne-am înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Atât în ce privește cum sunt îmbrăcat și atât în ce privește închinarea mea. Dacă cineva dintre dumneavoastră a ajuns ca cel din Matei, capitolul 19, 21 și 22, un tânăr care a venit la Dumnezeu și l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos câteva lucruri. Și omul acesta, când i s-a pus în față ce trebuia să facă, dacă vrei să fii desăvârșit, spunea Domnul Iisus, împlinește porunci, nu? Și l-a spus, Doamne, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. I-a reproșat ceva Domnul Iisus? Ăștia-s din cei care slujesc cu inimă curată, nu din ceilalți. Nu din ceilalți care mai avem încă, cum spunea un frate, frate, dar noi avem scăzăminte, de așa noi putem să fim sfinți? Nu, noi trebuie să fim sfinți, că așa a spus Dumnezeu, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt.
Noi trebuie să fim sfinți. Și Domnul Iisus se uită la ceea ce a făcut, îl privește și Evanghelia spune că l-a iubit încă pe omul acesta și a spus că-ți mai lipsește un singur lucru, pentru că Domnul Iisus s-a uitat și în inima lui. Și a spus, du-te de acum, vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi după aceea vino și urmează-mă și vei avea o comoară în cer. Deci de toate lucrurile pe care noi le vedem vizibile între noi și nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, este de datoria noastră să ne ferim, să ne păzim neîntinați de lume, căci lumea și pofta ei trece, dar ce ne face voia lui Dumnezeu, spune Scripturile, acela rămâne în veac. Deci nimic firesc, nimic stricat, nimic neîntinat, nimic ceea ce ne-ar putea despărți de Dumnezeu să nu fie în noi. Să ne dăm toate silințele, aceasta noi trebuie să facem aici. Spunea cuvântul lui Dumnezeu aici, căci dacă cineva se curățește, cine trebuie să ne curățească? Și noi spunem, frate, dar noi prin puterea noastră nu ne putem face nimic. Dar cum să mă lăs eu de minciună? Dar cum să mă lăs de furat? Dar cum să mă lăs de vorberele goale, cum spune aici? Dar cum? Dar noi nu putem, numai harul lui Dumnezeu, numai mila lui Dumnezeu. Hristos a împlinit totul și a făcut totul ce a depins de El. Și ne-a scris nouă ca noi să facem așa cum a făcut El, ca să ajungem împreună cu El. De aceea ne cere Apostolul Pavel și Dumnezeu prin El, ca noi să ne curățim. Și noi ne rugăm, Doamne, curățește-mă! Dar Dumnezeu ne curățește! Și Dumnezeu ne-a curățit prin Domnul Iisus, prin Calvar, prin jertfa sa, când El și-a întins mâinile de bunăvoie, perdeau aceea care despărțea Sfânta Sfintele de locul preasfânt, s-a rupt în două și spune Scripturile că noi avem intrare slobodă acum în Împărăția lui Dumnezeu, dar numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și acesta știi cine este? Este prezent aici între noi și este cuvântul acesta literă scris pe care frații îl citesc din psalmi, din toată Scriptura, că ceea este însuflată de Dumnezeu. Și cuvântul acesta ne stă nouă ca mărturie și cuvântul acesta într-o zi va avea ceva de osândit în noi. Pentru că și noi nu ne-am cercetat singuri. Când îl citim pe Apostolul Pavel la cina Domnului, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pâinea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, că El a strigat, Domnul Iisus, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă cineva mă mănâncă pe mine, va trăi veșnic. Va fi un om desăvârșit, va fi un om sfânt, va fi un om curat. Dar dacă cineva își dă toate silințele și nu trebuie să spunem că nu este cu putință. Noi spunem, frate, dar eu îmi dau silințe. Nu se poate, dar uite, doar toți fac așa. Dacă toți vin așa la biserică, dacă toți fac așa, dacă toți spun așa, dar cum eu pot să fiu altfel? Da, pot să fiu altfel. Poți să faci, pentru că Biblia, Sfânta Scriptură vine și spune eu pot totul în Hristos care mă întărește. Te-ai rugat vreodată înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, eu sunt cam mândru, știi ceva? Uită-te la mândria mea. Dă-mi putere să fiu smerit și să te rogi și să stăruiești în rugăciune și să mai ieși o zi, două de post. Sau orice ce ale lucru banal, cum s-ar spune. Că noi de multe ori lucrurile le facem așa, cam care ni se par nouă că ar fi chiar păcate mari, ne ferim că bat la ochi. Dar cele mai mici le mai strecurăm printre noi. Se spunea dimineață că și poporul era învățat ca să mai încă să tămâieze și să aducă jertfe pe înălțimi, dar să vină și înaintea lui Dumnezeu și să se mai închine și înaintea lui Dumnezeu. Și credeți că a fost plăcut lui Dumnezeu? Și îmi spune noi, da, păi frate, nu mai suntem noi ca cei din vechime, din Vechiul Testament, suntem în vremea Harului. Dumnezeu spune Biblia că nu se schimbă. Știți ce a făcut Dumnezeu în vremea Harului? Dumnezeu ne-a chemat pe toți la pocăință. Și prin Domnul nostru Iisus Hristos a împlinit totul ceea ce trebuia împlinit pentru mântuirea noastră.
Noi numai trebuie să umblăm cu El pe drumul acesta al pocăinței. Dumnezeu în bunătatea Lui l-a făcut pe om. Și Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui stătea pe scaunul Lui de domnie când, cu potopul, spune Scriptura, a înnecat o lume de nelegiuiți și a scăpat numai 8 suflete. Bă, dar bun Dumnezeu e ăsta, nu? Îmi spunea zilele acestea un om și a zis, bă, dar mai lăsați-mă cu Dumnezeu ăsta. Dar evreii să bată acolo și omoară oameni și facă asta. Ce Dumnezeu au ăștia, domnule? E un Dumnezeu drept. E un Dumnezeu adevărat. Pentru că așa a făcut Dumnezeu. A înnecat o lume, dar pe 8 a salvat. Uitați-vă la Sodoma și la Gomora, din cetățile din câmpie. Dumnezeu salvează 3. Dar în bunătatea Lui și în dragostea Lui. Mulți chemați și puțini aleși. Iubiții mei, noi am fost chemați aici. Suntem înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent aici, depinde cum ne prezentăm noi înaintea lui Dumnezeu și cât de mare preț punem noi pe Cel care este prezent aici. Putem să fim prezenți aici și să nu avem nimic de a face cu Cel care este aici. Noi să fim noi de noi. Evreii s-au obișnuit cu prezența lui Dumnezeu în templu și la un moment dat au spus templul Domnului, se lăudau, dar Dumnezeu de mult părăsise casa și de la stilul s-a dus de acolo, Dumnezeu de mult părăsise și slava din templu, dar ei tot aduceau jertfe acolo și credeau că este cu Dumnezeu și credeau că face un lucru bun. De multe ori și noi credem că facem un lucru bun. De aceea Apostolul Pavel spunea, dacă cineva se curățește de toate aceste lucruri, poate să fie un vas de cinste, folositor stăpânului său, pentru că într-o casă mare, spunea el, nu sunt numai vase de cinste, sau numai vase de aur, sunt de lemn, de piatră, unele pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară, așa cum se găsește ca stăpânul să le întrebuințeze. Și în întrebuințarea aceasta, cine vrea să fie un vas de cinste, poate să aleagă. Poate să aleagă. Poți să alegi în seara aceasta să fii un vas de cinste ca Dumnezeu să te folosească, dar trebuie să te curățești de toate aceste lucruri. Pentru că de ce trebuie să te curățești? Înaintea oamenilor putem să venim cum vrem noi și pe oameni îi putem amăgi cum vrem noi. Că avem capacitățile noastre care suntem îndezestrați, firește, să fim isteți, să fim înțelepți. Înțelepciunea spune Biblia că va crește în vremurile din urmă. Și oamenii atât vor fi de înțelepți că vor cunoaște multe și vor ști multe. Și noi pe oamenii îi putem înșela, dar pe Dumnezeu nu. Știți din ce cauză? Pentru că versetul 19 din textul citit spune așa. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, și oricine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de fără de lege. Îl putem citi tare versetul ăsta cu toți? Îl putem reciti versetul ăsta cu toți? Nu numai cel ce predică, nu numai cei ce cântă în cor, într-o formație, trebuie să se depărteze. Aceștia e obligat să se depărteze. Dar oricine, când ai intrat să te înfățișezi în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu e prezent acolo, tu trebuie să știi că te înfățișezi înainte lui Dumnezeu și lui Dumnezeu nu trebuie să facă nimeni mărturisiri despre cine și ce ești tu și El te cunoaște și te știe. Și la un moment dat, nu este aceea că eu îl cunosc pe Dumnezeu, nu s-are în vedere aceea. Că eu am venit aici și să-i spun Domnului, Doamne, dar eu te cunosc pe tine, dar eu știu de tine, dar eu cânt în numele Tău, dar eu predic în numele Tău, dar eu fac multe lucrări în casa Domnului în numele Tău. Nu e important, nici nu-L interesează pe Dumnezeu aceasta. Până la urmă Dumnezeu nu are nevoie de predica mea, nici de cântarea voastră, nici de venirea voastră aici,
că Dumnezeu din flăcări de foc poate să facă slujitorii Lui și să răspundă și să împlinească în tocmai și la timp cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi, de cele mai multe ori, suntem răzvrătiți, suntem răsuciți, suntem așa cum suntem noi, suntem așa cum vrem noi să fim. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu aici, când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și rostești numele Domnului, vii și spui, Doamne Dumnezeule, te rogi, trebuie să te depărtezi de fără de lege, ca Dumnezeu să te poată primi, ca Dumnezeu să te poată accepta. De aceea am observat și observ lucrul acesta, pentru că de asta Dumnezeu m-a îngăduit să fiu în slujba aceasta. Mă uit de multe ori așa, deschid instantaneu ochii, n-am făcut asta și am luat și bătaie de la bunica când eram mic să nu deschid ochii în biserică. Dar de când am ajuns slujitorul trebuie să fac, că câteodată mi-atrage atenție la unii că ei vorbesc în timpul rugăciunii. Nu se roagă Domnului deloc. Și în timpul când alți frați se închină în biserică lui Dumnezeu care e prezent acolo, cu sfințenie, cu teamă, cu smerenie, ei își permit să vorbească unul cu altul, își permit să-și verifice telefonul, mesajele, își permit să umble, deci umble microfoanele, să întindă cabluri pe ei, să facă pe acolo, își permit altceva să facă. Ca și eu când voi toți v-ați ruga, eu să mă duc acolo undeva și să încep să iau Biblia, să pixul, să-mi scriu predica și voi să faceți ce vreți voi. Oare este cinstit asta înaintea lui Dumnezeu? Să o facem noi. Dar, iubiții mei, într-o zi, țineți cont aici, pentru că noi credem în prezența lui Dumnezeu, într-o zi cu realitatea asta a vieții, ne vom întâlni față în față, că vrem noi, că nu vrem. Atunci vom vedea real, că real vom sta în prezența lui Dumnezeu. Și atunci vom vedea, să spun așa, ca la televizor, ca la video, vom vedea activitatea noastră 50, 60, 70 de ani în pocăință. Și știi ce vom face atunci? Vom face ca acei care... Domnul Iisus spunea aceasta și cred că se va întâmpla cu oamenii, cu unii din noi. Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? Doamne, n-ai mâncat-o ulițele noastre? N-ai făcut-o minuni în casele noastre? Doamne, n-ai făcut aceasta? Și știi ce le va spune Dumnezeu? Duceți-vă, căci niciodată nu v-am cunoscut voi toți aceia care lucrați fără de lege. Citiți cu atenție versetul acesta. Adică noi putem să slujim Domnului și în timpul acesta să și mai lucrăm fără de lege. Iubiții mei, v-am spus că Evanghelia aceasta a lui Pavel este o Evanghelie grea. N-aș vrea ca învățătura aceasta, care în această seară ați auzit, să fie o învățătură supărătoare, dar este o realitate în care eu cred. Este un cuvânt al lui Dumnezeu în care eu cred. Pentru că tot ce scrie în cuvântul acesta, într-o zi se va împlini. Eu am avut ocazia cel puțin de două ori în viața mea să stau înaintea realității acesteia. La unii frați le-am mai povestit lucrul acesta, la unii le voi mai povesti lucrul acesta. Este groaznic să stai în fața unei realități atunci când Dumnezeu vine și stai față în față cu Dumnezeu. Eu v-aș dori fiecăruia dintre dumneavoastră, eu mi-am dorit lucrul acesta și este spre binele nostru, ca să avem o mai mare încredere și o nădejde în Dumnezeul acesta care îl vestim și îl slujim. Numai atunci vom putea să punem mare preț pe închinarea, prezența noastră, cum ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, ținând cont când ne înfățișăm aici, ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cu adevărat prezent și într-o zi Dumnezeu ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de judecată, ca să primim răsplătirile de la Dumnezeu pentru cei ce au făcut binele, vor primi răsplătiri pentru ceilalți. Ne pare rău, cuvântul Domnului scrie cei. Iubiții mei, copiii mai aveau o cântare, mi-am propus să mă opresc mai repede, dar așa a fost. Dacă mai aveți răbdare, eu închei aici, spun amin, dar mai dați-le voi la copilașii ăștia să mai cânte o cântare. Ei s-au pregătit mai mult ca noi. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe noi toți. Amin.